Denis, felicitări, iată România calificată la Euro și nu oricum, de pe primul loc și fără înfrângere, cu tine marcând în meciul cu Elveția. Ce înseamnă acest lucru pentru tine și pentru toată România, de fapt? Da, înseamnă, cred că cel mai frumos moment din viața mea, să reușesc să marchez în fața 50.000 de români, să ne bucurăm alături de ei și le mulțumim din suflet că au fost alături de noi. Te văd purtând steagul României cu mândrie. Da, asta e visul oricărui tânăr fotbalist, să ajungă la un turneu final cu naționala sa. Și ce să zic, sunt foarte fericit și sunt mândru de această echipă. Atmosfera senzațională aici, plus alte milioane în fața televizorului, ce ai să le transmiți? Le mulțumim enorm, au fost superbi pe toată perioada campaniei. Îi așteptăm un număr cât mai mare la Euro și le promitem că o să facem o figură frumoasă. A fost greu, a fost dificil, a fost și momente grele? A fost, da. În special cu Elveția, au niște jucători fantastici, pasează și... Da, așa o să fie toate meciurile la Euro, cu siguranță. Care a fost momentul în care ați simțit că puteți ajunge la Euro? De la început, când am venit la prima convocare, am vorbit între noi, am spus că este șansa unei generații și că trebuie să facem lucrul acesta împreună. A reușit Edi să facă familia despre care se tot vorbește? Da, suntem o familie cu siguranță. Ne bucurăm unul pentru celălalt, ne bucurăm pentru România și suntem alături unul de celălalt până la capăt. La Euro promiți să dai goluri și acolo? Încerc, sper să fiu acolo, să am ritm de joc, să joc cât mai bine la echipa de club și să vin aici pregătit 100% să dau totul. Ai vreo echipă pe care ți-ai dorit să joci, cu care ți-ai dorit să joci la Euro? Chiar nu mă interesează să picăm cu oricine, important e să fim noi bine și să arătăm fotbalul care l-am arătat în această seară. Spune, cui dedici golul și această calificare? În primul rând familiei, au fost alături de mine toată cariera mea, colegilor, fanilor, românilor și mie în ultimul rând. La anul, în vară, colorăm Germania în galben? Să sperăm. Românii știu să facă spectacol, știu să vină în număr foarte mare alături de echipa națională și sperăm să le dăm motive să se bucure în Germania. Nu e încă 1 decembrie, dar a fost ca o sărbătoare națională astăzi. Acum o să avem un 1 decembrie mai dulce, mai... Să sperăm. Mulți o să fim peste hotare, nu o să simțim 1 decembrie cum o simțiți voi acasă. Dar o să sărbătăm lui și noi cu siguranță și o să ne bucurăm alături de români. Un mesaj pentru români de 1 decembrie? Ce să zic, la mulți ani, suntem mândri de voi și vă așteptăm un număr cât mai mare alături de noi la Euro. Să curgă șampanie acum, nu? Cu siguranță, chiar dacă avem avion la 7 dimineața.